Am mai rămas o zi până la alegerile din Franța. Campania electorală s-a încheiat, iar Macron și Le Pen au încercat până pe ultima sută de metri să-i convingă pe indeciși să-i voteze. Președintele în exercițiu a ales pentru finalul campaniei o baie în mulțime în sudul țării. Macron și-a încheiat campania cu un apel la unitate pentru o Franță și o Europa puternică. Dans ce moment qui est le nôtre, je ne crois qu'à une chose, de réconcilier la bienveillance et l'ambition. On ne fera pas l'unité du pays en promettant tout et en ne finançant rien. On n'arrivera à gagner aucune bataille sur des malentendus et des mensonges. Je ne crois pas aux jours heureux qui se transforment en gueule de bois. Le Pen lancează însă noi acuzații la adresa președintelui în exercițiu. În timpul unei emisiuni televizate a spus că Emmanuel Macron a îndătorat țara. Tot aici a vorbit și despre faptul că Franța ar trebui să ajute la apropierea Rusiei de NATO. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait 600 milliards d'euros de dette. 600 milliards d'euros de dette. Alors que des milieux financiers considèrent que faire 600 milliards d'euros de dette et mener la dette française à 3000 milliards d'euros est la démonstration de la maîtrise de l'économie, les bras m'en tombent. Il y a eu la pandémie. Et vous, à l'issue de la guerre, lorsqu'un traité de paix aura été signé, il faudra que la France contribue à un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Bien.